Portarul moldovean Nicolae Calancea, care și-a prelungit contractul cu CSU Craiova pe un termen de 3 ani, a ținut să urmărească cum decurg lucrările la noul stadion al Oltenilor. Calancea, care nu traversează o perioadă prea bună cu echipa CSU Craiova în play-off-ul Ligii 1 din România, s-a declarat impresionat de lucrările la noua arenă. O senzație foarte frumoasă, un stadion frumos. Sper să jucăm tot așa frumos cum e și Oblenecu. O cameră de supraveghere care a fost montată pe clădirea Malmo din Craiova oferă imagini live cu lucrările la noul stadion. În acest fel, oricine poate urmări progresul proiectului Ion Oblemenco. Stadionul va avea o capacitate de 30.854 de locuri și reprezintă o investiție de circa 50 milioane de euro. CSU Craiova are programat următorul meci din play-off-ul Ligii 1 pe 22 aprilie, când va primi pe teren propriu replica lui Dinamo București.